Noul Testament, ediția bilingvă, neogreacă, publicată la inițiativa Sfintei Mănăstiri Avatopedului și a Părintelui Stareț Efrem. Această ediție a Noului Testament conține originalul grecesc cu traducere românească, efectuată de părinți români din Obștea Vatopedină. Ediția bilingvă neogreacă a Noului Testament, Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie după Matei. Capitolul 12. În vremea aceea a mers Iisus într-o sâmbătă prin semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Iar fariseii, văzând, i-au zis: iată ucenicii tăi, fac ceea ce nu este îngăduit să facă sâmbăta. Iar el le-a zis: n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că preoții sâmbăta în templu pângăresc sâmbăta și sunt nevinovați? Vă spun însă că mai mare decât templul este aici. Dacă ați fi cunoscut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați, că Fiul omului este Domn și al sâmbetei. Și plecând de acolo, a venit în sinagoga lor. Și iată, era acolo un om având mâna uscată. Și l-au întrebat zicând: este îngăduit a vindeca sâmbăta, ca să-l învinuiască? Iar el le-a zis: cine va fi între voi omul care va avea o oaie și de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate? Cu cât așadar este omul mai de preț decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine sâmbăta. Atunci i-a zis omului: întinde mâna ta. Și el a întins-o și a venit la starea cea dintâi, sănătoasă ca și cealaltă. Și ieșind, fariseii au ținut sfat împotriva lui ca să-l piardă. Iar Iisus, cunoscând, a plecat de acolo și au urmat lui mulțimi multe și i-a tămăduit pe toți și le-a poruncit să nu-l facă vădit, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: iată Fiul meu pe care l-am ales, cel iubit al meu, întru care a binevoit sufletul meu. Pune voi Duhul meu peste el și judecată neamurilor va vesti. Nu se va certa, nici nu va striga, nici nu va auzi cineva pe ulițe glasul lui. Trestie strivită nu va frânge și feștilă fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate la biruință judecata. Și în numele lui neamurile vor nădăjdui. Atunci a fost adus la el un îndrăcit orb și mut și l-a tămăduit, încât cel orb și mut vorbea și vedea. Și se mirau mulțimile toate și ziceau: nu cumva acesta este Hristosul fiului David? Dar fariseii, auzind, au zis: acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, căpetenia dracilor. Și cunoscând Iisus gândurile lor, le-a zis: orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește. Și orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. Și dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine. Cum dar va dăinui atunci împărăția lui? Și dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot dracii, iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu.
Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i fure vasele, dacă nu se va lega întâi, dacă nu va lega întâi pe cel tare? Și atunci îi va prăda casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește. De aceea zic vouă, tot păcatul și toată hula se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta oamenilor. Și celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta lui nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Fie faceți pomul bun și rodul lui bun, fie faceți pomul putred și rodul lui putred, căci după rod se cunoaște pomul. Pui de vipere, cum puteți să grăiți cele bune, răi fiind? Căci din prisosul inimii grăiește gura. Omul bun din vistieria cea bună scoate cele bune, iar omul rău din vistieria cea rea scoate cele rele. Zic vouă că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății, că din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci au răspuns unii dintre cărturari și farisei zicând, Învățătorule, voim să vedem de la tine semn. Iar el răspunzând le-a zis, Neam viclean și adulter cere semn și semn nu îi se va da, afară de semnul lui Iona, prorocul. Căci precum a fost Iona, prorocul, în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații niniviteni se vor ridica la judecată împreună cu neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este mai mult decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va ridica la judecată împreună cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, mai mult decât Solomon este aici. Când duhul necurat iese din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și venind o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci merge și ia cu sine alte 7 duhuri mai viclene decât el și intrând locuiesc acolo și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia, mai rele decât cele din tâi. Așa va fi și cu acest neam viclean. Și pe când încă vorbea el mulțimilor, iată, mama și frații lui stăteau afară căutând să-i vorbească. Și cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară căutând să te vadă. Și răspunzând, i-a zis celui ce-i spusese, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzându-și mâna spre ucenicii săi, a zis, iată mama mea și frații mei, că oricine face voia tatălui meu celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă. Ediția bilingvă neogreacă a Noului Testament, Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie după Matei.